Polițiștii gorjeni și-au prezentat noile achiziții, două auto speciale BMW seria 3, cu care au participat la acțiunile de prevenire a vitezei excesive. Astăzi, 21 aprilie, la nivel național, se desfășoară acțiunea Speed Marathon, acțiune care are ca principal obiectiv impunerea regimului legal de viteză. La această acțiune au participat și polițiștii cu atribuții pe linie rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj și acționează și în aceste momente pe principalele artere de drum din județ. De ieri, în dotarea serviciului rutier și al biroului rutier Gorj, avem două autospeciale noi, marca BMW seria 3. Oamenii legii au scos în teren și noul pistol radar care înregistrează la peste un kilometru abaterile șoferilor. Trucan 2 este intrat în posesia polițiștilor rutieri Gorjeni în urmă cu aproximativ 20 zile. Este cel mai recent apărut pe piață, să zic așa, aparat radar. Acesta are mai multe funcții de utilizare. Se poate utiliza atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Se lucrează cu el din staționare, deci nu are o funcție care să permită utilizarea lui din mers. Înregistrează viteze de la aproximativ 1200 de metri. Șoferii opriți în trafic susțin că acțiunile oamenilor legii sunt unele utile și chiar ar trebui să fie mai dese. Cum vi se par aceste acțiuni ale polițiștilor? Bune. Sunt binevenite? Da. Crezi că vor fi reduse astfel accidentele? Posibil. Respectați regulile rutiere? Da. Foarte bune, foarte bune. Sunt evitate astfel accidentele rutiere? Da, ar trebui mai mult acțiune din punctul ăsta de vedere. Din punctul meu de vedere ar trebui mai multă acțiune. Poliția să stea mai mult pe străzi, mai ales seara, noaptea, când se întâmplă evenimente nefericite pe care le vedem cu toții. Ce să vă spun? Este nevoie de prevenție. Prevenția în primul rând. Cele două autospeciale noi au intrat în posesia polițiștilor rutieri de la Târgu Jiu. Dotări similare au primit și inspectoratele de poliție din alte județe.